Cazurile de obezitate în rândul copiilor sunt în continuă creștere, atrag atenția medicii. Una dintre principalele cauze o reprezintă consumul de preparate de tip fast food, un subiect despre care discutăm chiar acum cu domnul dr. Mihai Ionescu, medic chirurg specializat în chirurgia obezității. Este aici în platou. Domnule doctor, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Care sunt principalele riscuri? Acum știm că fast food-ul dăunează oricui, dar la copii sunt efecte extrem de grave, dar pe termen lung, care se întind pe termen foarte lung. Efectele își arată fața, ca să zic așa, spre adolescență și la începutul vârstei adulte. Pentru că obiceiurile alimentare ale unui adult se formează încă din copilărie. Există studii care arată că preferința pentru un anumit tip de aliment începe încă din viața intrauterină, în funcție de ce consumă mama, și ele devin plenare și își arată efectele, nu își arată, ci încep să se instaleze începând cu vârsta de un an, între 1 și 5 ani se consideră că se instalează deja obiceiurile alimentare pe termen lung. Și mai apoi, dacă intervine acest consum, pot apărea afecțiuni dintre cele mai ciudate, poate, nu astm chiar, alergii, eczeme, nemai vorbind de oboseală, lucruri pe care îl simțim cu toții atunci când consumăm fast food, de exemplu. În general, când mâncăm alimente care au anumite calități sau anumite, în ghilimele, anumite caracteristici, adică un mare conținut de calorii, printr-un conținut ridicat de zahăr, conținut ridicat de sare și, în general, alimentele procesate, cum sunt alimentele pe care le putem întâlni la fast food. Dar ce se întâmplă în corpul nostru când mâncăm astfel de alimente? Se întâmplă mai multe lucruri. Se întâmplă că organismul este expus constant acestor substanțe. El capătă anumite alergii prin alimentele sau prin conținutul de anumite substanțe care vin la pachet cu alimente procesate, apoi consumul constant de calorii care depășește consumul de calorii zilnic al unei persoane se acumulează în obezitate și pacientul obez prezintă un sindrom inflamator cronic și de aici apar tot felul de efecte care se instalează începând cu 15-20 de ani. Obezitatea, la oaltă, cu hipertensiune, diabet și așa mai departe. Și de ce dau ele atât de mare dependență în cazul oricui? Pentru că sunt gândite în așa fel. Există așa numitele alimente hipergustabile sau hiperpalatabile, adică în sensul că sunt anumite alimente care au un gust foarte pregnant. Tocmai prin ce vă spuneam, conținutul ridicat de practic, sare. Practic acel gust pe care îl regăsim, adică știm că mergem la un anumit tip de fast food, fără să-i dăm numele, dar știm că găsim acel gust doar acolo, nu? Sunt acel, anumite substanțe. Acel probabil. Gust și acea intensitate a gustului în sine. Uh-huh. Căci multe alimente pot fi întâlnite în fast food, dar ele au o caracteristică comună, în sensul că toate sunt foarte gustoase. Și asta de o anumită dependență, pentru că organismul este dependent de zahăr și de gust în sine. Și atunci pacientul, copiii sunt ușor de păcălit, pentru că devin dependenți de gustul puternic, pe care dacă nu îl mai regăsesc, au schimbări de dispoziție. Care poate să apară și depresia? Poate să apară o formă de alternanță a stărilor, a dispozițiilor psihice, nu neapărat o depresie, ci alternanța între stări de oboseală sau de apatie și de hiperexcitabilitate sau de hiperactivitate. Atunci, pentru că o altă problemă este alternanța între nivelul de zahăr ridicat și scăzut în sânge. Atunci asta duce direct la dispoziții consecutive. Cât de multă nevoie avem noi real de zahăr? Mă refer aici nu neapărat fructoză, ce consumăm din fructe, ci zahărul acela procesat. A fost o dezbatere întreagă acum mulți ani că grăsimile sunt nesănătoase. Mai apoi a venit varianta că zahărul este nesănătos și până la urmă nu știm care dintre ele e mai dăunătoare, care variantă este mai dăunătoare dintre ele. Noi cât de mult nevoie avem de zahăr, real vorbind? Noi avem nevoie în mod esențial de zahăr. Numai că acum a apărut o discrepanță între ușurința cu care avem acces la zahăr și nevoile noastre. Istoric vorbind, omul a avut nevoie de zahăr dintotdeauna și nu putem trăi fără zahăr. Numai că acum este foarte ușor să mănânci mai mult zahăr decât ai nevoie. Toate alimentele au un conținut ridicat de calorii, în general prin conținut de zahăr. În anii 60-70 în Statele Unite, alimentele conțineau foarte multă grăsime. Anumite asociații de cardiologie au dezbătut și au stabilit că grăsimea nu e în regulă. Și atunci, în anii 80, la sfârșitul anilor 70, anii 80, grăsimea din alimente a fost înlocuită cu zahăr.
Evident că nu s-a rezolvat problema, ci dimpotrivă s-a accentuat. Și acum stăm și ne întrebăm, așa cum bine m-ați întrebat, care sunt vinovații. Vinovații pot fi de orice fel, pentru că, în teorie, orice în exces dăunează. Și până la urmă, a fi echilibrat înseamnă adică putem spune că a fi echilibrat înseamnă a consuma câte puțin din fiecare aliment, cât mai puțin procesat cel la rândul său? Măsura, evident. Măsura e necesară în orice demers și, în general, trebuie să mâncăm alimente simple, care nu au aceste procente ridicate de zahăr și grăsimi, neprocesate, în general, legume, carne și, evident, să nu uităm de activitatea fizică pe care nu mai facem așa cum o făceam. Da, așa este. Mulțumesc tare mult, domnule doctor. Discuție foarte interesantă, cu siguranță că vom mai continua și cu altă ocazie aici la Digi24.